bună tuturor celor din Zodia Capricorn sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Capricorn și bine v-am regăsit la citirea bonus pentru luna aprilie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet! Aveți și un mesaj suplimentar, mare preoteasă, mult mister, multă intuiție, mult necunoscut în luna aceasta. Vreți să descoperiți secrete, vreți să descoperiți adevărul vis-a-vis -vis de anumite situații din viața voastră care vă macină, alunecați mult sau vă duceți profund în necunoscut pentru a înțelege în profunzime anumite lucruri. Poate fi vorba și de o relație tăinuită, poate fi vorba și de o intuiție foarte puternică în această lună. Haideți să vedem influența generală a lunii aprilie. Și aici avem un cavaler de spade, rapiditate, agitație, lucru care se întâmplă pe repede înainte, lucruri care se grăbesc în viața voastră. Pot exista așa anumite tensiuni sau anumite conflicte, puteți avea de-a face și cu semne de aer, geme în balanță sau vărsător unii dintre voi. Ce va influența? Un turn? Vine rapid un turn în viața voastră, un final un final natural, un final inevitabil. Asta o să vă influențeze toată luna aprilie. Uh, situația pe care veți întâmpina nu o puteți da înapoi. Nu puteți schimba nimic, sunt situații legate de destin, de soartă, așa trebuie să fie, așa trebuie să se întâmple. Posibil să aveți de face și cu un scorpion, unii dintre voi, poate avea legătură și cu o schimbare în atitudinea unei persoane din viața voastră, schimbați partenerul, poate fi vorba de un contract, o colaborare, o situație în care tot v-ați învârtit în cerc, poate la sfârșit. Modul în care veți acționa voi vis a -vis de situația aceasta, veți încerca să înțelegeți, Vreți, veți încerca să... Vedeți ce vi s-a ascuns, poate există o trădare, văd foarte multă uh, povară, foarte multă greutate, foarte multă oboseală. Probabil veți fi lipsiți așa de vlagă, de energie, ca și cum nu pot, nu, veți spune, nu pot să duc situația asta, nu vreau, nu-mi doresc să, să, acționez în vreun fel anume, pentru că m-am săturat de tot și de toate. Există par și veni, există manipulare în atitudinea cuiva. Iar voi duceți toate lucrurile acestea, da. Există un obstacol, un hop, un neliniște. Dar simțiți că ceea ce vine, într-adevăr, are legătură cu viața voastră. E o trădare aici, ceva ce trebuia să aflați de mult, să vedeți de mult. Este o situație care vă dă peste cap. Vă și bucurați, dar parcă pe de altă parte vă simțiți așa, prinși într-o capcană. Căutați o cale de ieșire din stația aceasta prin asta sau în modul ăsta veți acționa. Vreți să ieșiți. Puteți avea de face și cu un alt capricorn și are legătură și cu relații de cuplu, cu un parteneriat, cu niște persoane din preajma voastră. Haideți să vedem secretele pe care nu le cunoașteți încă. Și avem spânzuratul, justiția și nouăle de bâte. Două arcane majore zodia pești, zodia la balanță, dar și semne de foc, berbec, leo, săgetător. Există un impas aici în care vă aflați, căutați un vinovat, căutați o variantă, căutați un răspuns corect, un răspuns cinstit, un răspuns care să aducă o lumină în viața voastră, pentru că nu mai vreți să fiți răniți, nu mai vreți să fiți bătaie de joc a nimănui. Ce aduce acest spânzurat? Vorbim și de noi orientări, vă reorientați, nu vedeți claritatea din stație și rămâneți prinși aici într-o suferință, dar veți ieși. Se vede foarte clar un ajutor care vine din partea unei persoane, posibil semn de foc, berbecleu săgetător, care vă ajută să depășiți un impas. Ce vedeți cu claritate, îndrăgosteală, dragostea cuiva, vine cineva cu multă dragoste către voi, deși atitudinea acestei persoane nu este una care să arate că poartă sentimentul ăsta de iubire, poate fi vorba și de o claritate, de o rezolvare în căsnicii, iar hopul ăsta, sacrificiu, ce sacrificiu faceți voi aici pentru a întemeia o familie, pentru a avea prosperitate, un sprijin din partea ori unui cuplu, ori unei persoane de semn de foc, berbecle o săgetător da, multă trădare, multă manipulare pe la locul de muncă mai ales. Căutați atent, sunteți atenți la detalii pentru a vă îmbunătăți viața, situația financiară, poate avea loc chiar și o mutare. Să veți analiza foarte profund comportamentul unei persoane pentru că vă veți da seama că este vorba despre altceva la mijloc, care alte intenții, poate acum stă cu spatele la voi neinteresat sau interesată, dar de fapt poartă o mască. Este o persoană care vă ajută să creșteți, să schimbați, aduce ceva bun în viața voastră. Sfaturi despre cum ar trebui să acționați pentru a vă rezolva problemele în luna aprilie. Apare un nou început, să vă bazați sau să începeți lucruri concrete, palpabile nu mergeți, să nu mergeți pe visare, să nu mergeți pe iluzie. Da, și să faceți anumite alegeri, veți fi flexibil, veți avea posibilitatea de a alege încotro vă îndreptați. Și asta cu multă luciditate. Poate în anumite situații va trebui să tratați totul cu multă seriozitate, să fiți neclintiți, să uh, fiți raționali, să nu arătați emoție. Și așa veți avea parte de abundență, veți străluci, puteți avea de face și cu zodia de taur, zodia de balanță. Hmm. Poate să fie vorba și de semne de pământ, ori fecioară, capricorn, aici la voi. Ce lucru palpabil ar trebui să începeți? În primul rând să înțelegeți faptul că vă puteți atinge obiectivele, vă puteți atinge scopul. Apar anumite probleme trecătoare, pot fi anumite gelozii, trădări pe care le veți depăși urmând vă scopul. Alegerea aceasta are legătură cu o poveste de dragoste care vă ține pe loc, zoi de gemeni zoi de pești. Un trio amoros, nu se mișcă nimic, trebuie să vă împărțiți poate între două persoane. Atitudinea aceasta Văd o comunicare și o interacțiune foarte puternică între voi și o altă persoană care nu se află aproape. Trebuie să vă dați după comportamentul acelei persoane ca să aveți un succes în relație și apar noi începuturi. Poate fi chiar și o mutare de casă, dar să vă mutați în altă parte, poate apărea un copil, poate apărea o veste bună care va modifica mult situația în care vă aflați. Există confuzie, dar în această confuzie va exista și o soluție. Sfatul este, da, să fiți atenți la detaliile care se vor arăta. Multe mesaje, multă comunicare, o iubire cu du dute vino, o iubire fluctuantă, sentimente neacceptate de către o anumită persoană. Azi vă transmite toată iubirea, mâine parcă nu vă iubește deloc. Ca și sfat, încercați să nu vă lăsați duși în situații care vă afectează, păstrați-vă calmul, Mi apar momente și de intimitate, dar și foarte multe momente în care parcă calculați totul așa să iasă perfect, căutați niște răspunsuri, vreți o împăcare, așteptați un mesaj, așteptați un semn, el va veni, să știți, și aici mi apare foarte multă experiență, foarte multă maturitate, situații care, situații pe care le întâmpinați pe parcursul lunii care o să vă schimbe ideile, mai ales că aveți parte de un final uh, inevitabil. V-am zis, cred că multe lucruri se vor uh, declanșa în viața voastră. Și odată cu acel turn e posibil ca totul să prindă un alt contur, să vă treziți într-o nouă viață, că aveți o altă atitudine sau totul se schimbă în jur și va trebui să învățați sau să vă învățați cu noile situații. Poate pe moment o să vă simțiți așa ca un copil rătăcit care nu știe drumul către casă, dar să știți că în momentul în care vi se va părea ceva cunoscut, vă dați seama că sunteți pe drumul cel bun. Vi se mai dă o șansă din destin să uh, rezolvați anumite chestiuni mai vechi. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!